Bine v-am regăsit online la această întâlnire cu metodologia cercetării științifice. Această sesiune video este destinată studenților de la specializarea drept și de la specializarea administrație publică din cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative a Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Și am ales această modalitate de sesiune video pentru a putea suplini faptul că, datorită măsurilor de prevenire a infectării cu coronavirus, Universitatea a decis suspendarea cursurilor față în față și desfășurarea activităților didactice în manieră online sau în manieră electronică, la distanță. Practic, voi încerca să continui acolo unde am rămas în cadrul cursului, dar pentru că vom avea cu siguranță și oaspeți din afara celor 2 ani de studii ale studenților, fie foști studenți, prieteni ai mei, ai dumneavoastră, aș începe prin a recapitula câteva aspecte pe care le-am discutat în întâlnirile anterioare și, de asemenea, aș configura cadrul de discuție cu privire la metodologia cercetării științifice pe care o realizăm împreună, după ce în anii anteriori am prezentat elemente de metodologia cercetării specifice acelei sociale în cadrul cursurilor de sociologie, respectiv sociologie juridică și scriere academică. Sigur că acum vom încerca să ne distanțăm de perspectivele pe care le-am prezentat în cadrul acelor cursuri mai mult sau mai puțin introductive și astăzi vom continua cu o serie de perspective epistemologice. Pentru ca aspectul interactiv cu care v-ați obișnuit la întâlnirile noastre să fie în continuare disponibile. Această transmisie live este dublată și de posibilitatea ca dintre dumneavoastră să postați o serie de întrebări, discuții, comentarii sub acest cadran video și să răspundem, să discutăm din când în când, pornind de la cele propuse de dumneavoastră, să răspund la întrebări dacă este cazul, să nuanțez o serie de comentarii care nu au fost clare. Ulterior, pentru cei care nu au avut posibilitatea să audieze live această întâlnire, va exista posibilitatea descărcării cursului în format video. El va fi disponibil pe YouTube și probabil va fi disponibil ulterior și în materiale documentare din cadrul facultății. Deci este important să știu că sunt alături de voi și mă bucură faptul că Facebook-ul mă anunță că am în acest moment 33 de privitori, deci suntem mai mult sau mai puțin împreună. Sigur, la cursurile în formatul fizic erau mai mulți participanți de la cele 2 specializări, dar situația curentă face ca chiar în acest format să fie mai greu de participat live la cursuri, dar sunt convins că aceia dintre dumneavoastră care nu pot participa în acest moment vor găsi binevenită audierea înregistrării pe YouTube. De aceea vă reamintesc că la dispoziția studenților există și suportul de curs care a fost deja transmis tuturor studenților. El este și disponibil și online, poate fi accesibil și persoanelor care nu sunt neapărat cursanți, dar aceste întâlniri online sunt în special dedicate studenților. Cred că s-a oprit transmisia. Nu? Acum văd că imaginea a reînceput să meargă. Sper că mă și auziți, sper că am și sonorul bun. Ok. În prima întâlnire am discutat despre importanța cercetării științifice pentru specialiștii din domeniul dreptului și din cel al științelor administrative. Pe scurt, am răspuns la o serie de obiecții care vin în general de la juriști care spun că activitatea de cercetare este una specific academică și mai puțin una dedicată profesioniștilor, că practic studenții au nevoie de o asemenea metodologie a cercetării doar pentru realizarea lucrărilor cu caracter academic, a lucrării de licență în special, ulterior a celei de master sau de doctorat pentru cei care își continuă studiile, dar că în practică această metodologie a cercetării este mai puțin importantă atât pentru practicieni din domeniul dreptului, cât și pentru... Am ajuns împreună la concluzia că practic întreaga activitate pe care un profesionist în domeniul dreptului o desfășoară are o importantă componentă de cercetare, pentru că cercetarea aplicativă nu înseamnă doar a aplica o serie de metode pentru a vedea, pentru a descoperi noi formule, noi modele teoretice, ci înseamnă inclusiv cercetarea aplicativă care duce la aplicarea unor modele în practica curentă. Și arătam că faptul că un jurist investigează o speță și găsește o serie de argumente valide într-o dispută cu alți juriști în ceea ce privește o anumită speță, fie că argumentează în fața instanței de judecată, fie în cazul unui proces de mediere, am ajuns la concluzia că, practic, există o nevoie de cercetare și că aceasta este un element cheie și continuu în practica juriștilor. Fie că vorbim despre, am spus despre magistrați, procurori sau judecători, fie despre avocați, metodele de cercetare pe care le discutăm, tehnicile de cercetare și mai ales cele calitative de cercetare, analiza discursului și analiza de text, sunt importante pentru înțelegerea și practica profesiunii juridice și pentru bunele rezultate pe care profesioniștii trebuie să le aibă. Am discutat același lucru în ceea ce privește nevoia specialiștilor din domeniul administrației publice, arătând că, cel puțin la modul teoretic, politicile publice ar trebui să se bazeze pe rezultatele unor cercetări și că aceste rezultate ar trebui să vizeze nevoile pe care cetățenii le au cu privire la serviciile publice, la dezvoltarea acestora, la implementarea lor. Problemele referitoare la calitatea vieții, la dezvoltarea urbană, dezvoltarea durabilă, sunt tot atâtea domenii de cercetare pe care funcționarul public ar trebui să le poată aborda, atât în înțelegerea lor teoretică și practică, pentru a putea, ca în baza cercetărilor efectuate, să decidă o serie de politici publice, cât și să realizeze propriile microcercetări pentru a putea să fundamenteze o serie de procese decizionale din propria organizație. Spuneam așadar că cercetarea aplicată în domeniul administrației publice este de asemenea o componentă importantă a unei administrații publice bazate pe evidențe, a unei administrații publice bazate pe participare publică, și faptul că unii decidenți nu țin cont de rezultatele cercetării sau cercetărilor în domeniu atunci când fundamentează diversele politici publice sau când le nuanțează, este un minus pe care sistemul politic românesc încă îl are și de aceea sistemul administrativ de la noi din țară, dar că din ce în ce mai mult, la nivelul Europei, discutăm de practici bazate pe evidențe, adică bazate pe cercetare și pe rezultatele cercetării. Ca atare, ajunsesem la concluzia că cercetarea este un element fundamental al oricărei practici profesionale contemporane, atunci când practica profesională este bazată pe așa numitele evidențe. Practica profesională bazată pe evidențe înseamnă o combinație între experiența profesională pe care profesionistul o deține și implementarea rezultatelor cercetării, așa cum ele sunt prezentate de cercetătorii și oamenii de știință în general. Sigur, făceam distincție între cercetarea fundamentală, ca cercetare realizată cu precădere în universități sau institute de cercetare, și cercetarea aplicată, care pe lângă universități sau institute de cercetare mai are ca puncte de bază și diversele instituții publice sau organizații private care au ca motto, au ca dimensiune ideea de organizație, knowledge-based organization, organizație bazată pe cunoaștere și organizație care învață, organizație care își perpetuează propriile valori, dar și le adaptează constant la nevoile pieței, la nevoile societății. Evoluția atât de dinamică pe care societatea contemporană o are face absolut necesară ca organizația să fie una bazată pe cunoaștere, să existe astfel un capital de cunoaștere pe lângă capitalul material, financiar și cel uman, să existe un astfel de capital de cunoaștere care este practic astăzi deosebit de important și face ca organizația să aibă un avantaj competitiv, organizația să fie stabilă și să fie o organizație care este sustenabilă. Dezvoltarea sustenabilă a societății, fie ea bazată pe organizații publice sau pe organizații private, dezvoltarea sustenabilă, spuneam, necesită existența unui capital intelectual, practic a capacității de cercetare existente la nivelul organizațiilor. În țara noastră se pune din ce în ce mai mult accentul pe dezvoltarea acestui tip de organizație care învață și a organizației bazate pe cunoaștere, pe inovativitatea la nivel de organizație. Sigur, universitatea noastră are ca motto: visează, creează, inovează, Dar acest motto trebuie transmis studenților, pentru că în momentul în care ei devin profesioniști, să viseze o lume mai bună, o lume în care ei sunt actori activi, o lume în care țelurile lor, visele lor să poată fi transpuse în practică, creează atunci când activitatea lor nu este una rutinieră, ci este una înalt creativă, așa cum îmi place să cred că majoritatea absolvenților noștri sunt capabili să-și desfășoare activitatea și, în primul rând, inovează. Inovează însemnând permanenta adaptare la nou, permanenta transformare. Acum, în ceea ce privește creativitatea, există două abordări. Și anume, o abordare a creativității bazată pe inventivitate. Inventivitatea însemnând a aduce o nouă paradigmă care să răspundă mai bine nevoilor companiei, a societății și așa mai departe. Sau inovativitate, atunci când în baza aceleiași paradigme sunt identificate soluții aplicative, tehnologice, juridice sau administrative noi, care fac ca procesele să fie mai eficiente. Sigur că creează și inovează, din motoul universității, reprezintă de fapt cele două dimensiuni a creativității și a inovativității, în practica profesională pe care sperăm ca majoritatea dintre dumneavoastră să o poată pune în aplicare. Mă refer la dintre dumneavoastră, pentru că această transmisie este de fapt destinată, așa cum spuneam, studenților de la Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava și ne bucurăm ca orice altă persoană care ascultă această înregistrare să intre în directă comunicare cu noi. După această introducere în ceea ce privește cercetarea științifică și nevoia de cercetare științifică, din ce în ce mai blamată astăzi, atâta vreme cât, sigur, o parte din cercetarea științifică, mai ales românească, este tarată de practici neetice, de plagiate, de falsificarea datelor și așa mai departe, probleme cu care ne vom întâlni atunci când vom discuta la cursurile de etica cercetării științifice, la master. Spuneam însă că practicile neetice în cercetare fac ca cercetarea să fie oarecum desconsiderată de public. Faptul că foarte mulți pseudocercetători prezintă informații banale, le publică ca fiind creații originale, dacă nu plagiate, dar informații arhi cunoscute, le reformatează, le rediscută și fac din ele informații noi, fac din ele să fie o nouă lucrare. Am discutat despre aceste vicii de practică atunci când am vorbit la scrierea academică despre ce înseamnă o lucrare de cercetare și spun aici doar că o lucrare de cercetare trebuie în mod necesar să aducă ceva nou. Ceva nou fie la nivelul paradigmatic, fie la nivelul unei aplicații directe, practice, pe care cercetarea efectuată să o aibă și mai puțin să reproducă ceea ce se cunoaște. Sigur, discutăm aici de cercetarea inovativă. În același timp, trebuie să punem accentul pe faptul că există lucrări de promovare și de popularizare a științei, cum sunt cursurile academice, a cărui rol este acela de a face cunoscută știința, de a face cunoscute rezultatele diverselor cercetări din diverse arii ale științei, de a reproduce practic cunoașterea și de a familiariza tinerele generații cu astfel de cercetări. cu rezultatele de vârf pe care cercetarea o are și atunci iată că vorbim despre două tipuri de lucrări de cercetare, de lucrări de promovare a cunoașterii, de promovare a științei și de lucrări de cercetare, inovare, care să găsească noi paradigme, noi modele, noi idei, noi produse, în ultima instanță. Sigur, o lucrare de cercetare în domeniul dreptului poate, de exemplu, să propună, și este indicat să o facă, o nouă abordare juridică, o nouă abordare legislativă, o propunere de legiferenda. Asta este un astfel de element de inovativitate pe care o cercetare juridică o cere. În administrația publică se poate propune o nouă abordare a unei probleme, o abordare bazată pe participarea publică, bazată pe modul în care diversi cercetători soluționează o problemă sau alta, de standarde de bună practică existente într-un anumit domeniu al administrației publice sau altul, de comunicarea intersectorială și așa mai departe. Vorbim apoi despre epistemologia în domeniul științelor sociale, din care fac până la urmă parte științele juridice și cele administrative. Și spuneam că epistemologia sau teoria cunoașterii științifice poate fi înțeleasă în două maniere. Una obiectivistă, de factură post-pozitivistă, în care cunoașterea este repetabilă, rezultatele unei cercetări sunt repetabile, realitatea cercetată este una absolut obiectivă. În ce sens? În sensul că dacă aplicăm un chestionar și îl aplicăm după regulile specifice, regulile sociologice specifice de eșantionare, de stabilirea populației, a cotelor de eșantionare și așa mai departe, rezultatele vor măsura exact punctele de vedere ale populației și, practic, politicile publice care vor reieși vor fi cele care vor transpune direct în practică voința publică. O altă abordare este cea social-construcționistă, care în esență spune că practica socială, societatea însăși, este rezultatul interpretării pe care grupurile de indivizi o asumă cu privire la realitate. Cu alte cuvinte, o idee devine importantă atunci când ea este adusă pe agenda publică. Sigur că trebuie să înțelegem faptul că, iată, problematica acesta cu care ne confruntăm zilele noastre a coronavirusului. El, sigur, este o situație de sănătate publică deosebit de periculoasă și ca atare trebuie să respectăm toate măsurile de prevenire pe care autoritățile le sugerează. Cu toate acestea, foarte mulți au considerat că există probleme de sănătate publică care ar putea fi la fel de grave, dar care, nefiind pe agenda publică, nu sunt conștientizate. Vă amintiți că în multe situații problema igienei, de exemplu, o problemă gravă de sănătate publică, de actualitate în zilele noastre, nu este neapărat întotdeauna respectată de toți conaționalii noștri. Dar atunci când frica de coronavirus aduce igiena pe agenda publică, din ce în ce mai mulți dintre noi conștientizăm necesitatea spălării atente a mâinilor, a dezinfectării glanțelor, a dezinfectării ușilor și a utilizării mai atente a substanțelor dezinfectante. Nu că prevenirea infecțiilor nu ar fi fost la fel de importantă și înainte de apariția coronavirusului. Dar în momentul în care această pandemie a ajuns în atenția publică, prin diversi vectori din media, s-a conștientizat mai mult nevoia de igienă, de curățenie, o nevoie care, sigur, este la fel de importantă și după finalizarea cu succes, închiderea cu succes a epidemiei de coronavirus, pentru că igiena poate preveni multe alte îmbolnăviri și nu doar cele legate de coronavirus. Ca atare, este important să respectăm regulile de igienă. Astfel de situații de a interveni pe agenda publică, una sau alta dintre probleme, una sau alta dintre abordări cu privire la diverse evenimente din viața publică, diverse fenomene sociale, modalități de înțelegere a fenomenelor sociale respective, poartă denumirea de construcție socială a realității. Noi, practic, înțelegem realitatea dialogând. Dacă nu dialogăm, un obiect în sine, deși are valoare pentru noi, îi vom atribui mai mare sau mai mică importanță, totuși în funcție de experiențele cu care ne-am socializat anterior, de socializarea primară de care am beneficiat. Astfel încât, dacă în grupul nostru de apartenență regulile de igienă nu sunt foarte stricte, vom avea tendința ca în situația în care, iată, o pandemie apare, să nu fim în mod necesar foarte atenți la aceste reguli de igienă. Dar dacă în socializarea primară am pus accentul pe igienă, foarte probabil că atât mai mult în situații de pandemie vom fi motivați să respectăm și mai mult aceste reguli. Dacă în grupul nostru de referință, grupul de apartenență este acel grup în care ne-am socializat și căruia aparținem, iar grupul de referință este acel grup în care dorim să ne integrăm. Spuneam că dacă la nivelul grupului de referință o anumită valoare socială, etică și așa mai departe este importantă, vom avea tendința să-i alocăm o mai mare importanță și noi acelei valori, pentru că realizăm ceea ce se numește socializare anticipativă și încercăm să ne asumăm regulile, normele grupurilor în care dorim din care dorim să facem parte. Această abordare social-construcționistă presupune faptul că la nivelul discursiv, la nivelul comunicării dintre indivizi, are loc acest proces de formare a ideilor, a constructelor, a valorilor, a normelor cu care noi operăm. De aceea, de exemplu, putem considera că dreptul este o astfel de construcție socială, o construcție social-normativă. De ce? Până la urmă, legile, normele, sunt rezultatul unor astfel de convenții la care legiuitorul ajunge, dar în baza faptului că populația, că cetățenii au o serie de valori comune pe care le împărtășesc și care practic le transmit legiuitorului. Iată că, de exemplu, ideea de drepturi ale omului pare astăzi absolut de neocolit în ceea ce privește stabilirea unor norme juridice și accederea la o societate civilizată, la o societate democratică. Totuși, dacă analizăm istoric vorbind, problematica drepturilor omului este una recentă. de actualitate, începând cu secolul 18-19, apar, de exemplu, drepturile persoanelor sclave, aflate în sclavie, și lupta împotriva sclaviei. Cineva poate să creadă că problema asta a drepturilor este la urma urmei geneza însăși ideii de drept. De fapt, drepturile, așa cum au fost ele gândite în Roma, în Imperiul Roman, drepturile erau asociate cu cetățenia și nu cu statutul de persoană. Este vorba de drepturile pe care cetățenii le au și conex cu acesta și cei care aveau statutul, de exemplu, de precari, dar cei care aveau alte statute în cadrul Imperiului și modul în care aceștia puteau să-și desfășoare viața în Imperiul Roman. Dar ideea de drepturi care să provină din calitatea umană a subiectului este o invenție relativ modernă. Spuneam că astfel de drepturi apar odată cu Revoluția franceză, odată cu Revoluția americană, Declarația de Independență a Statelor Unite și așa mai departe. Am vorbit la cursul de sociologie mai mult la ideea de contract social, Jean-Jacques Rousseau și așa mai departe. Spuneam însă, în acest context ne interesează faptul că însăși ideea de drepturi fundamentale este o construcție socială care la început a fost o convenție la care au aderat un număr de gânditori din ce în ce mai mare, dar gânditori, care au fost ulterior considerați părinții Revoluției franceze, părinții statelor fondatori ai Statelor Unite și așa mai departe, și care treptat și-au făcut auzite ideile și au făcut respectate și cunoscute ideile prin revoluțiile de la 1840, Revoluția franceză, chiar Revoluția română de la 1848 și așa mai departe, și care astăzi au dus la ceea ce numim societatea modernă. Modernitatea are ca element, unul din elementele centrale, ideea de demnitate umană și de drepturi ale omului, bazate tocmai pe statutul de om, de demnitate de a fi om, de a aparține speciei umane. Astfel că noi putem gândi că idei precum drepturile omului vor fi la un moment dat transferate unor alte entități, mai mult sau mai puțin conștiente de sine. Și vom vorbi la un moment dat de drepturile roboților. Vom vorbi la un moment dat de drepturile altor ființe, mai mult sau mai puțin conștiente de sine. Vorbim, de exemplu, de animale superioare în sensul primatelor superioare, numite maimuțe care sunt foarte aproape de conștiința de sine și cărora ar trebui să li se respecte cel puțin dreptul la viață, și există mișcări ecologiste care cer interzicerea experimentelor pe animale. Etica mediului, etica experimentelor pe animale interzice experimentele violente care produc suferință animalelor. Vedeți în foarte multe filme că niciun animal nu a suferit în timpul filmărilor la respectivul film. De ce? S-a conștientizat la un moment dat faptul că dacă există dreptul la viață a ființelor umane, calitatea de ființă nu neapărat conștientă de sine, dar conștientă, dar ființă care are o anumită sensibilitate, simte durere și oarecum are astfel de senzații, dacă nu sentimente, poate să-i se asocieze ideea de drept la viață, de drept la a-i se limita suferințele atunci când acestea nu sunt necesare. Și iată, cruzimea împotriva animalelor devine sancționată juridic, inclusiv la noi în țară. Această idee de cruzime împotriva animalelor nu apărea atât, dacă ne gândim la modul în care circul a fost inventat, de exemplu, în Roma, și în care, dacă nu se punea problema eliminării cruzimii împotriva ființelor umane, care puteau fi omorâte în arenă, bătute și așa mai departe, cu atât mai mult de eliminarea cruzimii împotriva animalelor. Iată că evoluția societății umane reprezintă o astfel de construcție socială permanentă a realității. Iată că această a doua paradigmă social-construcționistă poate să fie și ea utilă în înțelegerea mediului social. Spunem înțelegerea mediului social și nu a realității sociale, pentru că social-construcționismul, așa cum este el înțeles într-o manieră extremă, spune că, spre deosebire de realitatea fizică, care este obiectivă, realitatea socială este mai degrabă existentă la nivelul interacțiunilor umane, adică este realitatea pe care noi o percepem și nu realitatea așa cum este ea per se. Ca exemplu, îmi place totdeauna să dau exemplul muntelui. De la ce înălțime o anumită formă de relief este un munte. Și de obicei primesc răspunsuri de tipul 500 de metri, 700, 1800 și așa mai departe. Și prima mea întrebare este, ok, și munții Măcinului din Dobrogea, care au 300-400 de metri, de ce sunt numiți munți? Pentru că au fost creați, au apărut în orogeneza întâi, adică au avut o modalitate de apariție similară cu a celorlalți mulți, dacă au apărut mai târziu, fie mulți vulcanici, fie de încrețire. Practic, definirea unei anumite forme de relief nu mai este în funcție de înălțime, așa cum aparent definim munții sunt înalți, în timp ce șesurile sunt joase sau vorbim despre dealuri care au o înălțime mai mică și în mod curent definim o formă de relief după înălțimea ei. Dintr-o dată se schimbă perspectiva după care se realizează clasificarea și munții devin importanți din punct de vedere sau devin clasificați după modalitatea în care aceștia au apărut. Da? Nu totdeauna schimbarea termenilor după care se realizează definiția sau deriva interpretativă, așa cum ne place nouă să o denumim, deriva interpretativă este totdeauna înțeleasă, nu este totdeauna percepută. Nouă ni se pare că vorbim despre aceiași termeni, dar de fapt modul de definire variază, modul de definire diferă radical. Iată, definim o formă de relief ca fiind munte, pe de o parte după înălțime, dar pe de altă parte după modalitatea de apariție, dar nu este întotdeauna clar când s-a produs această trecere de la o definiție la alta. Și de cele mai multe ori această trecere nu este una bruscă, așa cum se întâmplă în cazul definirii munților, când este foarte clar că, pe de o parte, folosim înălțimea ca modalitate de definire, iar pe de altă ca modalitate de definire și iar pe de altă parte că folosim originea sau modalitatea de formare pentru a pune eticheta unei forme de relief că este munte. În alte situații însă, această derivă interpretativă este una foarte subtilă, fină. Trecerea de la un definiens la altul, de la constituirea unei diferențe specifice, știți că în definirea unui concept vorbim de gen proxim și diferență specifică. Genul proxim fiind categoria mai generală de obiecte care înglobează obiectul pe care noi îl definim și diferența specifică reprezentând particularitățile pe care obiectul pe care noi îl definim îl face distinct față de alte obiecte din aceeași categorie care au același gen proxim. Vorbeam de munți, iată că munții au ca gen proxim formele de relief, munții sunt forme de relief, dar diferența specifică este făcută de înălțime pe de o parte și de modalitate de formare a respectivei forme de relief pe de altă parte. Deci iată diferența specifică este distinctă în cadrul celor două definiții ale munților ca formă de relief, deși genul proxim poate rămâne constant. Sunt situații în care probabil ceea ce diferă de la o definiție la alta să fie și chiar și genul proxim. Nu am acum în minte un astfel de exemplu. Dar încercăm să înțelegem această idee de construcție socială așa cum apar ea în cercetarea pe care o vom face ca juriști sau ca funcționari publici. Spuneam că, iată, modalitățile în care societatea acceptă ca fiind important o anumită realitate, ca fiind important de a fi constrânsă normativ, face ca până la urmă să existe un cadru legislativ care să răspundă respectivei nevoi sociale. Și spuneam că odată cu conștientizarea valorii, importanței valorii demnității umane, o întreagă categorie de acte normative, cele dedicate drepturilor omului, devin importante și la ora actuală devin un domeniu de drept atât de important încât uneori drepturile omului, derivând din convențiile internaționale, să fie obligatoriu de a se regăsi chiar în propriile constituții ale statelor care se doresc a fi democratice și care se doresc a respecta, iată, drepturile omului. Practic, statul modern are această idee de drepturi ale omului. Sigur, însă și ideea de normă, de normativitate, este o astfel de ficțiune juridică, pentru că până la urmă a vorbi despre normă ce trebuie respectată instituie o delegare a responsabilității individului către societate. Nu instituie, într-o formă pe care Hobbes și Rousseau o descriu sub forma contractului social, ideea de sociabilitate, de trăire împreună, are la bază un astfel de construcție socială a realității, a faptului că sociabilitatea, că conviețuirea, că trăirea împreună necesită limite. Necesită limite pozitive, ce drepturi ar trebui să aibă individul, cetățeanul și așa mai departe, dar și limite negative, ce ar trebui să îi se interzică individului pentru a nu limita, de exemplu, drepturile altor persoane, pentru a nu intra în conflict cu statul, cu legea și așa mai departe. Și, sigur, de-a lungul istoriei, astfel de drepturi au fost definite, întâi prin manieră religioasă, juridică și așa mai departe. Vedeți, pe noi ne interesează modalitățile în care astfel de constructe apar. De exemplu, constructul de calitatea vieții. Am discutat data trecută. Ce este foarte important pentru noi atunci când vorbim de calitatea vieții sau de o viață bună? Este important, în primul rând, nu să vorbim de piramida lui Gauss, de piramida trebuințelor. Ar trebui să avem satisfăcute trebuințele de hrană, de îmbrăcăminte, de adăpost, după care trebuințele de securitate, după care trebuințele de stimă și respect de sine și așa mai departe, de dezvoltare personală. Iată că în anumite situații piramida trebuințelor nu este neapărat una dată, așa, un dat natural. Sunt situații în care individul voluntar se detașează de o serie de trebuințe pentru a-și îndeplini o serie de aspirații de ordin superior. Iată că suntem în perioada postului Paștelui, când mulți oameni renunță voluntar la satisfacerea unor trebuințe alimentare, până la nivelul de a ține post negru, de a renunța complet la o anumită perioadă de timp la satisfacerea trebuințelor alimentare, pentru satisfacerea unor trebuințe spirituale, care sunt considerate de ordin superior, dezvoltarea spirituală a individului, satisfacția spirituală fiind mai importantă decât cea materială. Și atunci, revenind la definiția calității vieții, se poate spune că o persoană care este ascet și are doar sau are preponderent satisfacții de natură spirituală în detrimentul celor imediate materiale, alimentare, de exemplu, are o calitate a vieții mai bună sau mai puțin bună? Sigur, general, masificat vorbind, sau la nivelul statistic, nevoia de satisfacere a trebuințelor alimentare, de securitate, de adăpost și așa mai departe, primează, și atunci am vorbit de calitatea obiectivă, de calitatea vieții înțeleasă la nivel obiectiv, ai unor indicatori obiectivi. Dincolo de aceștia însă vorbim de indicatori subiectivi. Și atunci agregarea acestor indicatori calității vieții nu poate fi, din punctul meu de vedere, dar și a altor persoane care aderă la social-construcționism, nu poate fi neapărat strict obiectivă. Atâta vreme cât nu putem vorbi de, sigur, nu putem vorbi de uniformizare. Și atunci, când decidenții spun, în primul rând ar trebui să asigurăm pâine și circ, nu? Așa cum imperatorii asigurau romanilor. Uneori este mai important doar circul, pâinea putând fi eliminată. Și în zilele de astăzi foarte mulți politicieni se asigură de existența circului înaintea chiar a pâinii. Nu mă refer acum la politicienii români, pentru că nu e frumos, pentru că nu e politic corect, dar am dat un astfel de exemplu că uneori este mai important circul decât pâinea. Și atunci calitatea vieții este determinată și de aceste elemente de construcție socială a realității. Atunci să vedem cum am putea noi înțelege aceste realități subiective. Sigur, pe de o parte, dacă vorbim de o epistemologie, epistemologia fiind teoria cunoașterii științifice, de o epistemologie obiectivistă, noi măsurăm nevoile așa cum ele sunt exprimate direct de către cetățeni și măsurarea lor arată că un număr de X cetățeni, X% din populație își dorește să existe o siguranță alimentară mai bună sau să existe servicii sanitare de sănătate mai bune, vedeți și sloganul "Vrem spitale și nu catedrale", și că practic politicile publice ar trebui îndreptate spre politicile de sănătate. În zilele actuale, cu criza respectivă, ne-am bucurat să avem mai multe spitale și mai multe locuri în spitale. Pe de altă parte, sunt persoane care au o nevoi spirituale mai mari, sunt persoane care au nevoia de securitate mai activă, sunt persoane care și-ar asigura mai ușor cele necesare dacă infrastructura și transporturile ar fi mai bine dezvoltate. Ca atare, politicile publice ar trebui să țină cont de toate aceste, doleanțe ale populației. Și atunci, sigur, o idee din social-construcționism este că cel mai bun mod de a prezice viitorul este să-l construim. Cum construim viitorul? Sigur, aparent îl construim muncind, lucrând, da. Dar pe de altă parte îl construim aducând diverse aspecte pe agenda publică. Atunci când aducem pe agenda publică o problemă ca fiind semnificativă, un principiu sociologic, în teorema lui Thomas, ne spune că acel lucru va deveni semnificativ prin consecințele pe care le are. Cu cât vom pune panica de coronavirus mai în actualitate, cu atât consecințele sociale și economice și culturale ale pandemiei vor fi mai grave. Pentru că pandemia, așa cum a fost până în acest moment, produce victime umane, dar produce și victime în sisteme sociale, în victime economice. Și un lanț de falimente care se va propaga la un moment dat, dacă măsurile restrictive vor continua suficient de mult. De exemplu, un lanț de falimente în industria turismului va face ca populația ocupată în acea industrie să aibă de suferit, să intre în șomaj, să aibă diminuate veniturile. Și atunci, prin reacție în lanț, alte industrii vor avea și ele de suferit și, per total, calitatea vieții va scădea. Sigur că aici apare o dilemă etică. Ce facem? Nu limităm anumite... Nu limităm libertatea de mișcare în o perioadă de criză, cum este cea declanșată de existența unei amenințări, cum este cea din zilele actuale, sau ne punem problema în cât timp societatea își va reveni sau în cât timp economia își va reveni. Sigur, ambele probleme vor trebui avute în vedere de către decidenții publici. În primul rând, cele legate de siguranța imediată, pentru că, iată, siguranța imediată, siguranța alimentară, siguranța sanitară, siguranța vieții în sine, este prioritară și ca atare aceste măsuri trebuie să primeze, dar ele trebuie urmate de politici publice imediate, de relansare economică, de sprijinirea sectoarelor vulnerabile. Astfel de construcție socială a realității trebuie să poată fi înțeleasă de către specialiștii în științele sociale, în cele juridice și administrative și să poată fi transferată în inovație socială, în inovație la nivelul politicilor publice, a politicilor sectoriale, să poată fi aplicată și în ultimă instanță să avem o societate bazată pe cunoaștere, așa cum dezideratul există la nivelul Uniunii Europene și a României prin strategiile de dezvoltare pe care ni le propunem. Începusem de asemenea să discutăm despre cum este posibilă o astfel de analiză social-construcționistă și deschisesem domeniul cercetării prin Grounded Theory ca fiind o modalitate de înțelegere a realității sociale care poate fi utilizată în interpretarea datelor de natură calitativă. Grounded Theory fiind mai degrabă o modalitate de interpretare a datelor, dar în sine este considerată ca o modalitate de cercetare specifică, despre cercetare specifică social-construcționismului, pentru că direcționează însăși maniera în care datele sunt culese. Dacă în cercetarea obiectivistă, postpozitivistă, formulăm întâi o serie de ipoteze, care derivă din literatura de specialitate sau din alte observații anterioare. În cercetarea realizată pe baza teoriei fundamentate pe date, a Grounded Theory, pornim de la datele așa cum ele sunt culese direct de pe teren și le interpretăm inductiv până la momentul în care putem formula, nu concluzii, ci tocmai idei ce ar putea sta ca ipoteze pentru cercetări viitoare. Pentru a fi mai clar, am postat și nu mă voi repeta acum, pentru că am privilegiu să fiu în virtual. Am postat pentru o mai bună înțelegere a cursului, în cadrul seminarului am postat înregistrarea unui workshop pe care l-am ținut la Școala Doctorală de Sociologie din Oradea, Abordări calitative în cercetarea socială, și pe care îl găsiți pe YouTube, dar îl găsiți acum și pe pagina mea de Facebook, și pe care vă invit să-l ascultați în cadrul întâlnirilor de la seminar. Ceea ce doresc acum să vă spun din acest Grounded Theory, pe care de altfel o regăsiți integral și în curs, ceea ce mă interesează să punctez pentru a fi mai ușor de înțeles, atât din materialele video pe care vi le-am pus și voi continua să vi le pun la dispoziție, atât studenților cât și celorlalți prieteni care ne vizitează pe pagina de Facebook sau pe canalul de YouTube. Documentele vor fi disponibile și sunt deja disponibile pe YouTube. Ceea ce mă interesează acum să mai precizez este faptul că cele două perspective, social-construcționistă și postpozitivistă, nu ar trebui să se excludă reciproc. Dacă ele, în maniera în care sunt descrise în literatură, par a fi disjuncte, par a fi două modalități total diferite de a înțelege realitatea, eu am încercat să formulez o idee, o teorie, în care să aduc în discuție ideea de niveluri de realitate. Ce înseamnă această idee? Înseamnă faptul că orice fenomen social, așa cum îl putem înțelege, are la bază un proces de construcție socială a realității. Cu alte cuvinte, pentru a putea înțelege un fenomen, trebuie să vedem care au fost valorile, normele, care au fost modalitățile prin care comunitățile interpretative, comunitățile de indivizi, au ajuns la concluzia că acele valori sunt importante, că acele elemente constituie cu adevărat valori, sunt valori constitutive ale respectivului fenomen social. Dar odată un fenomen social apărut și constituit, el începe să se dezvolte obiectiv și poate fi cunoscut pozitivist, obiectivist, pentru că un nivel de realitate, în care fenomenul respectiv se manifestă, devine jalonat de reperele valorice care au fost construite social în etapa în care a făcut necesară apariția respectivului fenomen. Înțelegerea dreptului actual ca bazat pe drepturile omului trebuie să țină cont de faptul că originea teoriei drepturilor omului este bazată pe scriitorii, pe juriștii, pe filozofii moderni. Voltaire, Montesquieu, Hobbes. Și că, până la urmă, datorăm acestor gânditori, inclusiv lui Kant, datorăm până la urmă părinților fondatori ai Statelor Unite această societate în care drepturile omului sunt valori centrale, sunt valori constitutive. Dar odată constituită această societate modernă, ea funcționează și poate fi măsurată într-o manieră obiectivă. Poate fi înțeleasă și măsurată din perspectiva nivelului în care aceste drepturi ale omului sunt respectate sau nu într-o țară sau alta. Și pot fi măsurate efectele pe care această idee constitutivă, aceste idei fondatoare ale societății moderne sunt transpuse în legislațiile naționale. Aici deja pot fi interpretate într-o manieră obiectivă. Convenția Europeană a Drepturilor Omului este o construcție socială la origine, dar are efecte juridice reale, imediate, în sensul că în care statele sunt condamnate la a plăti despăgubiri atunci când încalcă anumite drepturi unora sau altora dintre cetățeni, că reprezintă un instrument de implementare a unei unități juridice transnaționale și că, practic, pe baza lor se constituie dreptul național. Odată constituit un astfel de sistem care funcționează, convențiile interpretative care au dus la apariția lui, valorile care au stat la baza lui, nu mai sunt construcții sociale subiective, ci ele devin realități obiective. Realități obiective care sunt importante la nivelul respectivului sistem, pentru că dacă am evadat din societatea modernă europeană, în China, am vedea că teoria drepturilor omului este o teorie regională, că deși China este oarecum o societate modernă, poate nu la fel de important, nu la fel de mult primează aceste valori ale drepturilor omului pentru societatea chineză modernă. Nu neapărat din perspectiva faptului că este o țară în care comunismul încă funcționează, ci din perspectiva faptului că cetățenii pun mai mult accent pe autoritate decât pe libertate. Și o țară bazată pe drepturile omului ar trebui, așa cum democrația modernă este înțeleasă în Occident, ar trebui să se bazeze pe autonomie, pe dreptul la libertate, pe o serie de valori specifice democrației europene actuale, democrației occidentale, pentru că este valabilă și în Statele Unite și în alte țări, Australia, Canada, practic în toate continentele și emisferele. Dar dacă ne gândim la Japonia din cel de-al doilea război mondial, în care valorile codului Bushido, a samurailor, îi făceau pe japonezi să lupte cu kamikaze, în care persoanele voluntare se aruncau cu avionul în navele americane pentru a le distruge și pentru a le provoca pagube cât mai mari, jertfindu-și astfel viața pentru patrie. Iată că nu mai primează dreptul individului, ci valorile comunitare, valorile patriotice, regulile care derivă direct din codul Bushido. Și atunci, sigur, societatea japoneză și societatea japoneză actuală este una democratică, desigur, dar va avea nu o democrație originală în sensul în care a fost ea înțeleasă în anii 90 în România, adică o pseudodemocrație, dar va avea o altă formă de înțelegerea drepturilor omului, o înțelegere mult mai comunitariană, în care responsabilitatea primează în fața autonomiei individului. Și atunci vom avea o altă formă de construcție socială a ideii de democrație, a însăși ideii de societate democratică, de societate modernă. Pentru că nu putem spune că Japonia nu este o societate modernă, dar este tributară propriilor valori sociale care pe alocuri pot diferi de cele ale societății occidentale. Astfel că procesul de construcție socială a realității japoneze diferă de cel al realității occidentale, dar asta nu înseamnă că procesul, la nivel micro, procesul de construcție socială a ideii de democrație în România sau respectiv în Republica Moldova sau în Ucraina nu este oarecum diferit. În funcție de modul în care aceste idei, care stau la baza teoriilor democratice, la baza teoriilor drepturilor omului, sunt înțelese de către populație și de către factorii decidenți din diferitele țări. Pentru că instituțiile juridice, economice, sunt modelate de modul în care comunitatea, societatea le înțelege și le acceptă, chiar dacă au o serie de modele exterioare pe care, însă le apropiază. Și aici trebuie să ne gândim la faptul că modul în care ideea de respect sau ideea de responsabilitate este înțeleasă în Germania versus în Italia versus în România. Și în momentul actual al crizei în care ne confruntăm, cred că ne arată în ce manieră astfel de valori operaționale, valorile operaționale sunt acele valori care ghidează dezvoltarea unui fenomen, odată ce acesta a apărut, a unui fenomen social, a unei instituții sociale, care arată în ce manieră acea instituție evoluează și ce norme respectă pentru ca dezvoltarea ei să fie acceptabilă și să-și îndeplinească misiunea. Practic, vorbim de un proces în care construcția socială este permanentă pentru că aceste valori operaționale devin valori constitutive pentru un alt nivel de realitate. Dacă ideea de drepturi ale omului devine constitutivă sau a fost constitutivă pentru societatea modernă, în cadrul societății moderne avem ideea de egalitate, libertate, fraternitate, ca să menționăm ideile care au stat la baza Revoluției franceze. Iată, ideea de libertate poate fi o valoare operațională pentru modalitatea în care societatea modernă, societatea democratică funcționează. Și libertatea este deosebit de importantă pentru omul occidental modern. Libertatea însă poate fi mai puțin importantă în fața solidarității într-o societate de tip, eu știu, post-tradițională sau post-seculară, fie ea în România, Rusia, Italia sau Japonia. Și atunci această valoare a solidarității poate să definească o altfel de democrație, o altfel de societate modernă, care respectă în esență ideea de drepturi ale omului, dar care le reconfigurează într-o manieră total diferită de cea în care o altă societate modernă, occidentală, americană, de exemplu, le interpretează și le configurează. De aceea importul de modele nu este neapărat benefic atâta vreme cât ele nu sunt adaptate la valorile existente în societatea în care se face importul de instituții. Tocmai pentru că, deși acceptăm modele, constructe sociale, diferă pe de-o parte definiția pe care o dăm acele instituții în mediul social de referință și de asemenea diferă valorile operaționale prin care acea instituție este implementată într-o societate sau alta. Cred că este de ajuns pentru astăzi. Vă invit încă o dată să audiați prezentarea noastră cu privire la teoria fundamentată pe date, pe care o găsiți pe canalul de YouTube și de asemenea o găsiți pe pagina mea de Facebook și cred că acea teorie va fi obiectul unor întrebări la care voi avea plăcerea să răspund în cursul acestei săptămâni, atât aici pe Facebook, cât și pe YouTube. Cei care doresc să revadă sau cei care nu au putut vedea în live această prezentare, o pot face înregistrat pe YouTube și veți avea linkul către înregistrare. Vă reamintesc că aveți la dispoziție suportul de curs și că suntem în dialog permanent, chiar dacă activitățile față în față au fost suspendate. Vă mulțumesc pentru audiență, vă mulțumesc pentru atenție și ne vedem data viitoare.